Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi mi-am propus să revenim la discuția noastră despre poporul găgăuz, doar că de această dată însă ne vom axa mai mult pe perioada interbelică și cea sovietică și ne vom referi la transformările prin care a trecut societatea găgăuză de-a lungul istoriei, ca să înțelegem de ce, în pofida represiunilor crunte prin care au trecut găgăuzii în perioada Uniunii Sovietice, astăzi această societate stabilită astăzi în sudul Republicii Moldova continuă să fie atașată de lumea rusă. Profesorul lecției de astăzi este doctorul în istorie Ștefan Bejan, autorul lucrării Găgăuzii, origini, evoluție și stabilirea lor în sudul Basarabiei. Domnule profesor, bine v-am găsit și bine ați venit la lecția de istorie. Bine v-am găsit și eu și mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, haideți pentru început să facem o scurtă introducere pentru telespectatorii noștri ca să preamintim celor care ne privesc în ce condiții, când, cum s-au stabilit găgăuzii în Basarabia istorică. În secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, Imperiul Rus pune stăpânire pe mai multe teritorii care au aparținut Imperiului Otoman și la 1812 anexează Basarabia, care nu era un teritoriu al Imperiului Otoman, dar se afla ca parte componentă a Principatului Moldovei și era sub suzeranitate otomană. Găgăuzii care trăiau în Imperiul Otoman, în regiunea Dobrogei, în sudul Dobrogei, în zona Varna, Caleacra, Cavarna, erau unul dintre popoarele foarte asuprite de autoritățile otomane, atât din punct de vedere economic, pentru că se aflau în zona de graniță și mașina de război otomană era într-o continuă necesitate de produse alimentare, da, și tot ce se însemnă. Mașinăria de război otomană avea nevoie să fie întreținută. Da, să fie întreținută, iar aceste cetăți de la gurile Dunării erau unele dintre cele mai exploatate. În același timp, găgăuzii, fiind un popor de religie creștin-ortodoxă, sfereau persecuții și din acest punct de vedere. De fapt, sursele otomane nu menționează despre poporul găgăuz, nu vorbesc despre un anume popor găgăuz. Ei erau incluși în listele așa numitorilor citaci, da? Care erau doar niște turci de religie creștină din Imperiul Otoman. Prin urmare, în ambițiile sale de expansiune teritoriale, Imperiul Rus lansa un apel către popoarele creștine din Balcani, pe care le folosea asemenea unui cal troian, și acestea se răsculau, iar mai apoi Imperiul Rus, în calitatea sa de apărător al creștinilor, intervenea în forță și spunea că le apără drepturile. E bine, găgăuzii participau și ei la aceste răscoale anti-otomane din peninsula balcanică și după război se retrăgeau de multe ori alături de armata rusă și se așezau în zonele fie de sud ale Ucrainei de astăzi, fie chiar în principatele române. La început, migrația găgăuzilor a fost una spontană și din cauza asta o să vedem că găgăuzii s-au așezat nu într-o zonă compactă, s-au așezat în diferite zone. De exemplu, avem găgăuzi pe moșiile boierului Ioan Balș, la Fălciu sau în zona Hușului. Iar după 1812, migrația găgăuzilor începe să fie una compactă, organizată de autoritățile țariste, cu scopul de a locui, de a îi așeza în acele zone întinse pe teritoriul Basarabiei, care au fost părăsite de tătarii nogai după 1807 aproape în totalitate și practic Bugeacul sau sudul Basarabiei rămăsese o zonă destul de slab populată, iar găgăuzii alături de bulgari erau numai buni de așezat aici, pentru că își demonstrase deja loialitatea față de țar și, bineînțeles, că acest factor a fost unul decisiv atunci când rușii au decis să așeze acești coloniști, pe care, apropo, iarăși nu avem nicăieri mențiunea
de găgăuz, ei erau numiți coloniști transdanubieni, adică de la sud de Dunăre, sau, în cel mai bun caz, coloniștii bulgari, pentru că veneau din Bulgaria, iar numele de găgăuz nu este menționată nicio sursă istorică a vremii și el apare pentru prima dată în cărțile istorice abia la sfârșitul secolului al XIX-lea, când Valentin Moșcov menționează pentru prima dată, face distinția asta clară între bulgari și găgăuzi. În afară de necesitatea de a popula bugeacul rămas pustiu după plecarea tătarilor Nogai, ce scop urmărea curtea imperială prin stabilirea, prin promovarea acestui proces de migrație a găgăuzilor în Basarabia istorică? Ce urmăreau prin loializarea lor în acest spațiu al românității? Rusia, bineînțeles, era conștientă de faptul că acele mari promisiuni pe care le făceau românilor urmau să nu fie îndeplinite. Da? Cunoaștem cu toții că la 16 ani după anexarea Basarabiei a fost lichidată autonomia Basarabiei. Și atunci, bineînțeles, exista riscul unor răscoale masive. De altfel, nemulțumirile din partea boierilor și populației locale au și fost. Aducerea acestor coloniști și loializarea lor prin diferite privilegii, despre care o să vorbim puțin mai încolo, făcea ca impactul populației românești din Basarabia să scadă foarte mult. Spre exemplu, la 1812, Basarabia era locuită în proporție de 86% cu populație românească. Deja recensămintele de după primul război mondial arată puțin peste 50%, unele recensăminte rusești arată chiar 47% populație românească. Ori aducerea unor populații străine îți permitea mai ușor să-i conduci, da? După principiul divide et impera. Și acest lucru, bineînțeles, era un scop pe care Rusia îl avea și o tehnică pe care Rusia a practicat-o nu doar în Basarabia, dar și în alte regiuni pe care aceasta le-a cucerit. Ce privilegii aveau găgăuzii în schimbul loialității lor față de curtea imperială de la Sankt Petersburg? Pe lângă libertatea religioasă, pentru că găgăuzii au fost și sunt un popor foarte credincios. Constantin Irecek, istoricul ceh, îi numește creștini aproape fanatici, chiar. Ei erau scutiți de plata tuturor taxelor și impozitelor pe o durată de 7 ani. Le se oferea pământuri gratuite, aproximativ în medie câte 60 de desetine de pământ fiecare familie. O desetină de pământ avea, de fapt, atunci un hectar 0,6. Da? Deci vorbim despre circa 65 de hectare de pământ gratis pe care găgăuzii l-au primit. Au fost scutiți de serviciu militar pe o durată de 50 de ani. Asta nu înseamnă că găgăuzii nu puteau să practice serviciu militar. Adică, la dorință, orice găgăuz putea să se înroleze în armata rusească. De asemenea, scutiți și de plata importului de lemn din regiunea Herson, a comerțului cu țuică și alte chestiuni. Acum gândiți-vă că găgăuzii un popor persecutat și foarte sărac în Imperiul Otoman ajunge într-o zonă ca Basarabia, unde se bucură de largi privilegii și acest lucru le permite chiar la un moment dat din rândul găgăuzilor să răsară și oameni de afaceri importanți. Dar în perioada țaristă, în toți cei 106 ani, timp în care Basarabia s-a aflat în componența Rusiei țariste, poporul găgăuz a avut drepturi, libertăți în a-și promova, în a-și consolida identitatea lui culturală, de a-și dezvolta limba maternă? Sau, din acest punct de vedere, autoritățile țariste nu aveau prea mare grijă? Autoritățile țariste nu doar că nu se îngrijorau de dezvoltarea culturii popoarelor care se trăiau pe teritoriul său, dar chiar mai mult le oprimau pe cele care își doreau. Și aici este iarăși exemplu românilor basarabeni, care la un moment dat li s-a interzis să studieze limba română măcar și ca o limbă străină, da? Sau li s-a interzis să publice cărți și manuale în limba română. Găgăuzii, fiind un popor care nu avea o scriere proprie, un popor fără elite intelectuale,
Bineînțeles că nici nu a simțit această nevoie, da? Nici nu a avut cine să promoveze. Cu excepția lui Mihail Ciachir, care s-a remarcat la sfârșitul secolului al XIX-lea, nu a existat niciun alt intelectual găgăuz care să promoveze interesele acestui popor. Prin urmare, de la venirea găgăuzilor în Basarabia are loc un intens proces de rusificare, adică cei care doreau să facă școală, puținii de cei care doreau să facă școală, puteau să facă doar în limba rusă, dar cu mențiunea că găgăuzii erau de fapt o populație ruralizată, deci era cea mai ruralizat popor din Basarabia. În acea perioadă toate localitățile găgăuzești erau sate, iar un număr foarte mic de găgăuzi trăiau în orașe precum Izmail, Bolgrad, chiar și Chișinău. Prin urmare, găgăuzii s-au ocupat cu ceea ce știau mai bine. Prelucrarea pământurilor, creșterea animalelor, iar numărul celor care au făcut școală în perioada țaristă a fost foarte mic și foarte mulți din cei care au făcut școală, de fapt, făceau școala de teologie, deveneau preoți și reveneau în localitățile lor unde deveneau parohii bisericilor. Care era nivelul de alfabetizare a poporului găgăuz la 1918? Nivelul de alfabetizare era unul foarte mic. Ori vorbim despre câteva persoane care putem să le numerăm pe degete, care au făcut studii mai mult decât primare. Da? Deci, cred că este vorba despre 4-5 femei și câțiva zeci de bărbați. În rândul femeilor, doar 2% știau să citească și să scrie. Nici în rândul bărbaților situația nu era una mai îmbucurătoare, pentru că era sub 10%. De altfel, nu doar găgăuzii, dar toată Basarabia, da? Basarabia era cea mai analfabetă regiune a Imperiului Rus, iar românii, moldoveni, romii și găgăuzii erau etniile cele mai analfabete. Cele mai, da, slab alfabetizate. În Basarabia, polonezii, ucrainenii, nemții erau printre, se numărau printre popoarele cele mai evrei alfabetizate. Evrei, da, care trăiau, bineînțeles, în zonele de oraș, dar și școala, trebuie să menționăm că, spre exemplu, în Principatul Moldovei, școala devine obligatorie și gratuită după 1864, de fapt, deja vorbim de România, pe când în Basarabia acest lucru s-a întâmplat abia după Marea Unire. Vine momentul 27 martie 1918. Basarabia se unește cu România. Asta a fost dorința majorității. Asta a fost dorința românilor moldoveni. Dar cum a perceput acest eveniment istoric, această unire, populația găgăuză? Cert este că găgăuzii au făcut parte din tabăra celor care s-au opus unirii de la 1918, iar sursele istorice menționează chiar unele confruntări armate care au avut loc între armata română și populațiile din sudul Basarabiei, unde, bineînțeles, trăiau găgăuzii compact. De exemplu, în localitatea Cubei, se spune că un regiment întreg al armatei ar fost luat prin surprindere și distrus de găgăuzi, iar mai târziu armata română a revenit și a restabilit ordinea. Se atestă și găgăuzi care au fost vrăjiți de ideile bolșevice și fie se retrag cu armata bolșevică după Nistru, fie rămân în Basarabia și colaborează cu sau organizează de fapt niște cuiburi, da, de niște organizații subterane ale Partidului Comunist. Însă autoritățile române au reușit să anihileze încă din fașă toate aceste mișcări împotriva statului român, iar după 1924, când este înăbușită răscoala de la Tătărbunari, practic nu mai avem atestate astfel de organizații subterane care să lucreze împotriva statului român. Cum s-a integrat societatea găgăuză în societatea românească? Cât de complicat a fost acest proces la început și, în general, care era atitudinea statului român față de minoritățile naționale în general? Da, deci imediat după 1918 statul național român s-a trezit
cu o mare problemă. Da? Numărul minorităților naționale a crescut foarte mult, nu doar din cauza Basarabiei, dar și din cauza Transilvaniei. Atunci una dintre misiunile primordiale pe care le avea statul român era integrarea acestor minorități în structurile sociale și politice ale nou creatului stat. Da? Găgăuzii, bineînțeles, se numărau și de rândul acestor minorități, chiar dacă în perioada interbelică găgăuzii erau o minoritate neînsemnată, numărau sub 1% din populația totală a României. Iar autoritățile române erau conștiente că cel mai rapid mod de a integra minoritățile naționale este școala. În condițiile în care și populația din Basarabia era în mare parte analfabetă, după cum am menționat anterior. Prin urmare, s-a acordat o atenție sporită școlii românești. Pentru a crește nivelul de alfabetizare al societății din Basarabia, inclusiv a unor minorități etnice, printre care și găgăuzii, autoritățile de la București au oferit o atenție deosebită sistemului de învățământ. În 1924 este adoptată legea învățământului primar, una dintre cele mai moderne în Europa la acea vreme. Documentul stabilea învățământul obligatoriu și gratuit pentru toți copiii de la vârsta de 5 până la 16 ani, organizarea școlilor pentru adulții analfabeți și deschiderea în școli a cantinelor, punctelor medicale și a bibliotecilor școlare. Problema majoră cu care se confruntau autoritățile române era lipsa acută de cadre didactice pregătite, care să poată preda în limba română cetățenilor de alte etnii. De aceea, învățătorii din vechiul regat trebuiau stimulați cumva să meargă în acele zone. Prin urmare, cei care își luau angajamentul că vor activa cel puțin 10 ani în școlile din acele comune, beneficiau de un spor salarial de 50%, gradul didactic le era stabilit din 4 în 4 ani, iar stagiul de muncă era redus cu un an. De asemenea, învățătorii care se stabileau cu traiul permanent în acele localități erau împroprietăriți cu 10 hectare de pământ. Paralel, în baza unui acord încheiat între România și Turcia, în satele găgăuze din Basarabia, cu suportul autorităților turce, au fost deschise școli cu predare în limba turcă. Au fost trimiși învățători și materiale didactice. Prima clasă cu predare în limba turcă din România a fost deschisă la 25 mai 1931. Mai târziu, da, din dorința de a-i îndepărta pe găgăuzi de cultura rusă, de lumea rusă în general, în localitățile găgăuzești au fost deschise școli cu predare în limba turcă, pentru că găgăuzii erau incluși în rândul popoarelor turcice. Da? Deci Turcia a avut grijă ca aceste școli să fie deschise pe teritoriul României. Da, Turcia, însuși ambasadorul turc în România, Tain Rover, s-a bucurat de un sprijin puternic din partea guvernului român și unul din cei care l-au sprijinit în acest demers a fost însuși Mihail Ciachir. Iar în total, în localitățile găgăuzești s-au deschis 35 de școli cu predare în limba turcă, fapt care cumva a contribuit la alfabetizarea populației și o să vedem că rezultatele sunt deja simțite la primul recensământ și singur, de fapt, din perioada interbelică, unde observăm că în Comrat 67% dintre minorități cunoșteau limba română. În localități precum Ietulia, care este un sat, o localitate rurală, deja la 1930, în jur de 38% dintre bărbați cunoșteau să scrie și să citească în limba română. Deci, într-un interval de timp foarte scurt, școala românească a reușit să alfabetizeze populația și există până în prezent în mentalul colectiv, nu doar din Basarabia, dar și inclusiv din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, celebra, nu știu să spun așa, frază, celebra propoziție, da? 4 clase la români ca 8 clase la ruși. Deci școala românească a demonstrat a fi una destul de eficientă în alfabetizarea populației. Găgăuzii, de exemplu, aveau dreptul, pe de altă parte, să editeze reviste, ziare în limba lor maternă. Constituția românească de la 1923 era una dintre cele mai liberale din toată Europa și aceasta oferea facilități pentru dezvoltarea culturii tuturor minorităților naționale. Iar același Mihail Ciachir, care este practic singurul mare intelectual găgăuz din această perioadă,
S-a bucurat de un sprijin masiv pentru a edita reviste, pentru a publica articole. Mihail Ciachir a reușit în perioada interbelic să traducă Evanghelia în limba găgăuză, să alcătuiască primul dicționar găgăuzo-român din această perioadă și, de exemplu, a publicat chiar și cartea Istoria găgăuzilor din Basarabia și alte facilități, să spunem așa, încurajați direct de autoritățile române pentru a-și dezvolta cultura. Și, după cum am menționat anterior, acesta avea cumva și o conotație politică, pentru că se dorea îndepărtarea găgăuzilor de la aspirațiile lumii ruse. Îndepărtarea etniei găgăuze de lumea rusă a fost o politică promovată atât de România cât și de Turcia. Le-a reușit acest lucru? Eu cred că în mare parte le-a reușit. Găgăuzii participau activ la viața politică românească. Primarii localităților găgăuzești erau de-ai locului, candidau sau erau aleși din partea partidelor tradiționale românești, PNL și PNC. Mai apoi, după anii 30, o să observăm paradoxal că găgăuzii sunt atrași de o nouă mișcare politică românească, așa numitul Partid Totul pentru Țară sau Mișcarea Legionară, cum este cunoscută mai mult în rândul istoricilor. Și deși Mișcarea Legionară era un partid naționalist, găgăuzii votează masiv cu acest partid. Are și un număr mare de susținători în localitățile găgăuze. Însuși Corneliu Zelea Codreanu se deplasează personal în unele localități pentru a participa la diferite ceremonii. În rândul legionarilor exista o tradiție de ca Zelea Codreanu, capitanul, așa zisul capitanul, să participe la ceremonii religioase, cum ar fi cununiile, da? Iar Zelea Codreanu participă în localitățile precum Vulcănești, Taraclia, dacă se referim și la bulgari, Ceadăr Lunga, deci auzi au participat activ la tot ce a însemnat viața politică și socioeconomică din România. Dar cum explicați simpatia găgăuzilor față de extrema dreaptă, față de Mișcarea Legionară? Partidul Totul pentru Țară, noi știm că era un partid antisistem și găgăuzii cumva au avut de multe ori tendința asta de a fi anti-sistem, da? Și astăzi ei sunt anti-guvern de la Chișinău. Iar o altă cauză este, bineînțeles, valorile creștine pe care le promova Partidul Totul pentru Țară, Liga Legionarii, și găgăuzii fiind niște creștini înflăcărați, au fost atrași de aceste valori creștine de multe ori extreme, da? Pe care le promova legionarii. În perioada interbelică, domnule profesor, din rândul găgăuzilor au răsărit figuri importante în domeniul științei, în domeniul economiei, în domeniul culturii, artelor. Au existat din rândul găgăuzilor cei care au reușit să facă studii universitare. Mulți dintre ei mergeau la universitățile din Turcia, pentru că erau o colaborare dintre aceasta foarte fructuoasă. Deputații găgăuzi au reprezentat minoritatea găgăuză în Parlamentul de la București. Alexandru Bârlădeanu, originar din orașul Comrat, a devenit academician român, iar în perioada comunistă a deținut o perioadă și funcția de președinte al Senatului de la București. Gleb Drăgan, originar din localitatea găgăuză Copciac, a fost membru al Academiei Române și un specialist recunoscut în domeniul energetic, iar localitatea Tomai a oferit României o altă figură remarcabilă, pe academicianul Nicolae Topciu, un foarte bun imunolog. Trebuie menționat și Anatol Măcriș, un inginer găgăuz de mare valoare, care a fost numit erou național al României și Iugoslaviei. O altă personalitate este Ion Fazlă, din Cazaclia, cel care a absolvit Academia Regală de Muzică din România, devenind un mare compozitor, membru al Uniunii Muzicologilor din România și cel care a compus o melodie nouă pentru rugăciunea Tatăl Nostru. Dar este evident că lista marilor personalități găgăuze în viața României interbelice nu se oprește aici.
Vreau să vorbim un pic despre Mihail Ceachir. În ce a constat opera lui Ceachir până la 1918 și după 1918? Se învârtea în niște cercuri înalte, atât în perioada țaristă, cât și în perioada românească. Profitând de acest lucru, a reușit să promoveze și interesele poporului găgăuz, iar în perioada țaristă chiar și interesele românilor din Basarabia. Fiind pedagog de meserie, Ceachir este cel care a luptat și a reușit într-un final să obțină permisiunea de tipărire a unor manuale în așa numita limbă moldovenească. Vorbim totuși de lucrarea Istoria găgăuzilor din Basarabia, care este o importantă sursă istoriografică și cred că oricine astăzi ar vrea să se apuce de studierea istoriei găgăuzilor pornește de la această operă, da? Care este una fundamentală. Totuși, Mihail Ceachir, după cum spuneam anterior, este cel care a tradus Evanghelia în limba găgăuză. Acel dicționar găgăuzul român este și el important pentru că a ajutat la înțelegere, la învățarea mai ușoară a limbii române. Totuși, vorbim și despre primii pași în apariția unei limbi găgăuzi scrise, chiar dacă alfabetele, da, care se foloseau au fost diferite. Inițial era un alfabet găgăuz cu caractere chirilice, mai târziu s-a trecut la unul caractere latin, iar într-un final, în perioada sovietică, deja s-a trecut înapoi la literele așa zise chirilice. Și abia mai târziu, după obținerea independenței Republicii Moldova, au ajuns la acest format care îl păstrează și până astăzi, al alfabetului găgăuz, cumva inspirat din cel turcesc, chiar dacă este destul de diferit. De asta, atunci când vorbim despre Mihail Ceachir, bineînțeles că ne ducem cu gândul la faptul că el este acel apostol al poporului găgăuz și cel care a reușit și în perioada Imperiului Țarist și în perioada României Mari să contribuie masiv la deșteptarea și la renașterea culturii și limbii găgăuze. În perioada interbelică a fost înregistrat un proces de migrație a găgăuzilor în America Latină, Argentina, Brazilia, dar și Turcia. Cum explicați acest proces? De ce a fost determinată această migrație la un moment dat? Atunci când vorbim despre migrația spre țările din America Latină, în primul sau factorul principal a fost, bineînțeles, situația socioeconomică a găuzilor. În anii 20, în întreaga România sunt atestați niște ani foarte secetoși și atunci găgăuzii sunt obligați să meargă unii dintre ei la muncă în aceste state, alții, bineînțeles, s-au dus și nu s-au mai întors. Dacă vorbim despre emigrarea spre Turcia, atunci aici lucrurile stau un pic diferit. Turcia a avut un interes sporit pentru minoritatea găgăuză și deschizând aceste școli, Turcia, de fapt, își dorea să crească tineri care mai apoi primeau burse la universitățile din Turcia, unde studiau și în felul ăsta turcii sperau să îi atragă pe găgăuzi de partea lor prin aceste elite, da, nou create. De altfel, a existat chiar și un plan, un acord, să spunem așa, dintre autoritățile românești și cele turcești de a-i transfera pe găgăuzi compact în Turcia. Însă, la un moment dat, acest acord a picat și se pare că autoritățile românești au fost cele care au refuzat să îi dea pe găgăuzi. Și o bună parte dintre ei totuși au reușit să plece. Alții, fiind studenți, rămâneau acolo și nu se mai întorceau. Și aici mi-aduc aminte o istorie foarte emoționantă cu un tânăr găgăuz din localitatea Avdarma, care a plecat la studii în Turcia, a izbucnit războiul 2 mondial, iar acesta n-a mai putut să se mai întoarcă acasă.
trimițind scrisori părinților care au rămas în localitate, acesta a văzut că la un moment dat nu mai primea răspunsul și se gândeau că au murit. Și atunci acesta a refuzat să mai vină acasă, pentru că nu mai avea la ce să mai întoarcă. De fapt, ce se întâmplase? Părinții lui au fost deportați în Siberia și abia în 1987 acesta a aflat că mama lui este vie și s-a întors în localitate după, iată, 40 și ceva de ani și a revăzut mama, a venit cu nepoții și din ce am înțeles de la localnicii din Avdarma, unul dintre nepoți s-a atașat de satul tatălui și vine destul de frecvent în localitate. Prin urmare, această migrație în Turcia se explică anume prin acești factori. Bineînțeles că limba găgăuză în acea perioadă era și mult mai apropiată decât ceea ce însemna limba turcă. Dar, în general, perioada interbelică, perioada românească, a fost una benefică, propice pentru afirmarea culturii găgăuze, pentru dezvoltarea și afirmarea în continuare a identității găgăuze? Ea a fost probabil cea mai propice perioadă. Cea mai favorabilă. Cea mai favorabilă, da, pentru că noi vorbim despre un popor care nu avea practic cultură, nu avea o limbă scrisă și a ajuns până în punctul în care avea deja o limbă scrisă, avea reviste, avea cărți publicate în limba găgăuză, făcea școală, a fost, apropo, perioada interbelică a fost singura perioadă când găgăuzii am învățat în limba lor, da? În limba turcă, chiar dacă turca și găgăuza diferă de multe ori. A mai fost o încercare în perioada sovietică, dar s-a renunțat și, prin urmare, perioada interbelică rămâne singura perioadă când găgăuzii au învățat într-un timp mai lung în limba turcă. Iar acest lucru a contribuit, cred, decisiv la păstrarea culturii și limbii găgăuzii. La fel cum și perioada interbelică a contribuit decisiv la păstrarea și dezvoltarea limbii române a românilor din Basarabia. Pentru că fără această perioadă nu se știe astăzi ce limbă am mai fi vorbit noi în Republica Moldova. Poporul găgăuz a fost loial statului român? A fost loial și nu există, cu excepția acelor evenimente pe care le-am amintit din 1918, mai târziu nu există nici o dată istorică sau nici o dovadă istorică găgăuzii s-ar fi răsculat în masă. Prin urmare, aceștia cel mai probabil n-au simțit necesitatea, pentru că s-au bucurat de toate facilitățile, toate drepturile de care s-au bucurat și celelalte minorități. Localitățile găgăuzești au simțit și ele un avânt de dezvoltare economică. Cum s-au dezvoltat localitățile găgăuze în perioada României regale? Păi s-au dezvoltat, în primul rând, să spunem așa... Ce transformări au cunoscut? Ce transformări au apărut întreprinderi, da? Avem farmacii în cele mai importante trei localități, de exemplu, la Vulcănești, Omraș și Sădărlunga. Avem pieți, sunt construite instituții publice, avem licee, avem școli în aceste localități. Localitățile găgăuze erau destul de moderne pentru acea perioadă. De exemplu, din sat, Comratul devine oraș, iar în afară de primărie, aici exista un tribunal, o gară, oficiu poștal, un birou telefonic și un telegraf, fiind de asemenea iluminat electric. În oraș mai exista un spital, trei biserici ortodoxe, o sinagogă, un liceu pentru băieți și unul pentru fete, 9 școli primare, 2 grădinițe, o secție de pompieri și un abator. În perioada interbelică, Comratul a fost unul dintre principalele centre comerciale din sudul Basarabiei. În 1925, în oraș își desfășurau activitatea 34 de băcănii, 33 de cârciumi, 10 magazine de manufactură și câte 3 magazine de galanterie și pielărie, 5 brutării, 7 restaurante, 4 mori, 3 frizerii, 2 cofetării și o farmacie. Comratul mai avea un hotel și o librărie. În Vulcănești, un sat cu o populație de peste 7.000 de locuitori, existau atunci 9 magazine alimentare, o bancă, o fabrică de bere,
4 fabrici de șindrilă, 7 hanuri, 4 ateliere de croitorie, 7 ateliere de prelucrare a metalului, 6 ferme agricole, 3 ateliere de procesare a lânii, 3 mori, 2 tâmplării, 3 fabrici de lactate și 22 de exploatații mari de teren. Localitatea Ceadărlunga, un alt centru important al populației găgăuze, în 1929 era asigurată cu iluminat electric. Avea o judecătorie, un ambulator, farmacii, 5 bănci și cooperative, 2 biserici, o sinagogă, un gimnaziu, 4 școli primare, 2 mori, 2 fabrici de ulei și o cărămidărie. Din 1932, în comuna Ceadărlunga funcționa căminul cultural Avântul, în care era o bibliotecă dotată cu circa 1200 de volume de carte și o sală pentru spectacole. În 1934, în localitate a fost construită și o baie comunală, care funcționa 3 zile pe săptămână. Aș vrea să-l citez pe academicianul român Ștefan Ciobanu. Spunea domnia sa în lucrarea sa Basarabia, populația, istoria, cultura, despre relațiile dintre românii moldoveni și găgăuzi. Citez: dintre toate minoritățile din Basarabia, populația găgăuză este cea care se apropie cel mai mult de poporul român prin calitățile sale spirituale, prin loialitatea și blândețea firii sale. Trebuie menționat că toți găgăuzii vorbesc perfect românește, iar în regiunea Comrat mulți dintre ei folosesc atât limba română cât și cea găgăuză. Da, în mare parte găgăuzii au fost cointeresați să învețe limba română. Din ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică, vedem foarte clar. Atunci când găgăuzii au vrut, au fost sprijiniți, iar din acest lucru au avut de câștigat toată lumea. Da? Pentru că România a câștigat niște intelectuali de mare valoare, găgăuzi, au câștigat și ei la rândul lor prin faptul că au putut să se implice până la cel mai înalt nivel în activitatea politică, economică, culturală a statului român. Și eu cred că în momentul de față acest lucru este posibil doar prin învățarea limbii române și este cea mai ușoară cale de a se integra în societatea moldovenească, iar exemplul este acolo. Da, l-avem, nu trebuie să inventăm bicicleta, doar trebuie să vedem ce au făcut atunci bine, ce nu facem noi acum bine și să facem acest lucru mai bine decât îl facem și mai bine decât l-au făcut chiar atunci. Cum s-a schimbat viața găgăuzilor în componența în cadrul Uniunii Sovietice? În general, care era atitudinea sovieticilor față de minoritățile naționale? Deci da, 28 iunie 1940 este o dată neagră în istoria noastră și fără să conștientizeze găgăuzii și în istoria lor, pentru că imediat după anexarea Basarabiei, populația găgăuzească care locuia compact în sudul Basarabiei este ruptă în două. Pe de o parte, cele mai multe dintre localități rămân în componența nou create Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, iar o altă parte dintre localități intră în componența Republicii Sovietice Socialiste Ucraineni. Aspectul cel mai tragic este ce s-a întâmplat cu elitele găgăuzești în această perioadă. Pentru că la doar câteva zile după anexarea Basarabiei, în satele găgăuzești a avut loc un proces masiv de deportare a elitelor intelectuale. Practic este primul val de deportare atunci când au fost deportați liderii satelor, liderii localități, primari, preoți, profesori. Au fost luați, încărcați și duși în lagărele din Kazakhstan și din Siberia. Vorbim despre toți cei care au colaborat cu autoritățile românești, dar e clar, un primar trebuia să colaboreze, pentru că doar nu se va izola. Da? Era logic să colaboreze. Iar primarii, știm cu toții că acest lucru s-a întâmplat, s-a păstrat și până în prezent, sunt de cele mai multe ori aleși oameni, cei mai gospodari, cei mai respectați în sat. Iar anume aceștia au fost și deportați în Siberia. Au existat și cazuri când oamenii au ieșit în stradă și i-au împiedicat pe soldații sovietici să-i ridice pe acești primari. Însă, într-un final, aceștia au găsit o oportunitate de a-i deporta și nu doar pe ei, dar, bineînțeles, și familiile lor, pentru că aceasta era o practică întâlnită în perioada sovietică. Dar care era atitudinea găgăuzilor față de noua putere, față de puterea sovietică?
față de colectivizare în general? Inițial, în satele găgăuzești, la fel ca și în celelalte localități din RSSM, bineînțeles că primii care au intrat în colhoz au fost cei care aveau foarte puțin pământ sau deloc, cei care nu aveau vite. Procentul colectivizării în perioada 1940-1941 este unul foarte mic. Deci colectivizarea în primul an de ocupație sovietică a fost un eșec. Chiar dacă sovieticii încărcau oamenii în autobuze și duceau în stânga Nistrului în acele colhozuri performante, da? Le arătau oamenilor avantajele colectivizării, le explicau despre faptul că urmează să fie create așa numitele SMT-uri, da? Stații de mașini și tractoare, fapt pentru care tehnica urma să ducă la o creștere a calității și productivității. Acest lucru nu i-a impresionat pe găgăuzi. Nu i-a impresionat și nu i-a speriat nici chiar amenințările. Unii găgăuzi, de exemplu, au fost chiar luați și duși în beciuri, șantajați, bătuți pentru a intra în colhozuri, dar acest lucru nu a fost posibil și efectiv nu au reușit. Colectivizarea a devenit a fi un eșec în primul an de ocupație sovietică în întreaga Basarabie. Găgăuzii au fost vizați și ei ca și românii moldoveni și de cel de-al doilea val al deportărilor din iulie 1949? Scopul sovieticilor era de a anihila pe așa zisi chiaburi sau culaci, cum erau numiți. Oamenii gospodari. Și din rândul găgăuzilor au fost oameni gospodari, cum sunt și astăzi. Prin urmare și ei au fost vizați de rând cu moldovenii în acele deportări care au avut loc prin operațiunea Iug și au fost trimiși ei în Siberia. Era necesitatea de a curăța societatea de acele așa numite elemente nesănătoase, care de fapt noi cunoaștem cu toții. Oamenii gospodari sunt și niște lideri în sinul lor, niște lideri ai societății, niște oameni care au demnitate, au caracter, se pot opune și pot mobiliza masele în jurul lor. Iar acest factor era unul foarte important. Sovieticii nu aveau nevoie de astfel de răscoale, eventuale răscoale. Nu aveau nevoie de lideri, aveau nevoie de unelte, de oameni docili, supuși, care să nu le iasă din cuvânt. Da, care să spun orbește, iar de aceștia se găseau mulți, cum se găsesc și până în prezent. Societatea găgăuză a fost afectată crunt și de foamete organizată de sovietici în anul 46-47. Zona în care locuiesc găgăuzii este o zonă de stepă. Ea mai este și numită stepa Bugeacului. Prin urmare, foametea organizată din anii 46-47 a avut un impact mai devastator pentru localitățile din sud Republicii Moldova decât cele din centru și nordul Moldovei. Prin urmare, există aici deja. Nu mai putem să negăm, nici măcar găgăuzii nu mai neagă acest lucru. Deci vorbim despre unele localități care și-au pierdut mai mult de jumătate din populație din cauza foametei. Avem rapoarte ale trimișilor Comitetului Central al Partidului Comunist în teritoriu pentru a inspecta zona și o să vedem că aceștia vorbesc de sute de morți într-o perioadă scurtă de timp cât s-au aflat acolo. Vorbesc despre oameni, despre faptul că mergeau efectiv pe drum și oamenii cădeau jos și mureau. Vorbesc despre fenomenul canibalismului care este întâlnit și care, din punctul meu de vedere, este prea puțin documentat până în prezent, pentru că numărul cazurilor de canibalism este mult mai, să spunem așa, cazuri de canibalism documentate și stabilite clar, este mult mai mic decât de fapt amploarea lui acestui fenomen, pentru că și eu am auzit în copilăria mea, fiind originar din sudul Republicii Moldova, chiar de lângă Comrat, am auzit și eu de cineva de la mine în localitate care și-ar fi tăiat copilul pentru a-i hrăni pe ceilalți. Deci, prin urmare, fenomenul canibalismului a fost unul de amploare. În localitățile din sud putem vedea și până în prezent în cimitirele mai vechi, așa numitele gropi comune, unde oamenii erau duși acolo pentru că numărul morților era atât de mare încât nu mai reușeau să sape gropile și
nici nu avea cine să le sape, pentru că asta, înțeles, necesită efort fizic. Și atunci era o groapă comună, erau aruncate cadavrele acolo, presurat cu un strat de pământ pentru a preveni răspândirea da, mirosului și bolilor. Și urmau alții și alții. Deci toate aceste aspecte există în satele găgăuzești. Găgăuzii mai bătrâni, mai puțini dintre ei care au mai rămas, și amintesc și despre faptul că autoritățile sovietice au măturat podurile. Totuși, din păcate, societatea găgăuză încă neagă rolul imens pe care l-au avut sovietici în amploarea acestei foamete. Pentru că seceta a fost și în perioada interbelică. Dar nimeni nu a murit de foame. La vestul Prutului e aceeași climă. De asemenea, a existat secetă, dar România nu s-a testat în o foamete atât de cruntă. Oamenii au dus lipsuri, probabil. Dar știm cu toții că basarabenii aveau această tradiție de a păstra în pod rezerve pentru un an sau doi, anume pentru acești tipuri de ani, pentru că secete în această regiune sunt o practică frecventă de sute de ani. Foametea, deportările și alte tipuri de represiune orchestrate de regimul sovietic, afrând coloana găgăuzilor... În momentul în care ai scăpat de toți oamenii, sau de majoritatea, să spunem așa, intelectualilor, oamenii care reprezintă acea coloană vertebrală a unei societăți, atunci ceilalți vor urma și vor face ceea ce le vei spune. Grăitor în acest sens este și faptul că după 1947 procesul de colectivizare s-a desfășurat cu viteza vântului. Oamenii care rămăsese fără semințe, fără animale pentru a prelucra pământul, efectiv au fost nevoiți să intre benevol în acele colhozuri, pentru că degeaba aveau pământuri dacă nu aveau ce să facă cu ele. De asta o să vedem că spre sfârșitul anului 1948 colectivizarea în localitățile găgăuzii atinsese o proporție foarte mare, vorbim de peste 80% din gospodăriile individuale care deja făceau parte din colhozuri, și procentul era mult mai mare decât în localitățile din centru și nordul Republicii. Pe găgăuzi trebuie să-i privim la fel ca și cum am privit pe acei Homo Moldovanus, pe care descrie foarte bine Octavian Țicu. La găgăuzi însă acest proces de rusificare a fost unul mai intens, tocmai pentru că ei nu aveau o patrie, nu aveau niște rădăcini adânci în istorie, o limbă și o tradiție, o istorie, o cultură dezvoltată în timp, care să fie greu de frânt. Prin urmare, găgăuzii a fost o victimă sigură a sovieticilor și ei astăzi, până în prezent, putem să spunem că suferă de acel sindrom Stockholm, da? Au ajuns în timp să îndrăgească pe cei care i-au distrus și să-i apere, da? Pentru că asta se întâmplă. Uniunea Sovietică nu a încercat niciodată să ofere instrumentele necesare poporului găgăuz pentru a-și dezvolta cultura, identitatea? Da, deci a existat un plan care avea mai multe puncte. Da? Acest plan își propunea să ducă la renașterea culturii și limbii poporului găgăuz. Iar un ultim punct era chiar nevoia unei autonomii mai largi. Se vorbea despre o autonomie bulgaro-găgăuză, pentru că în acea perioadă ei mergeau cumva la pachet. Însă autonomie nu le s-a oferit niciodată. Dar unele, să spunem așa, acțiuni pentru renașterea limbii și culturii găgăuze au avut loc în perioada sovietică. În 1959, de exemplu, localitățile găgăuze au fost, sau școlile au trecut la predare în limba găgăuză, dar au rezistat doar 3 semestre. Și
cărțile de istorie spun că însuși părinții au solicitat să treacă înapoi la limba rusă, deoarece deja le era mult mai ușor. În același timp, bineînțeles, nu existau cărți, nu existau manuale în limba găgăuză, procesul era unul foarte dificil. Noi vorbim despre câteva generații de găuzi care s-au născut și au crescut sub oblânduirea rusească, da? Sub influența limbii și culturii rusești. Și atunci, bineînțeles că limba rusă deja ușor-ușor începuse să devină limba lor maternă, să fie mult mai ușor de asimilat încă din fragi de copilărie. Dacă o să ne uităm și în prezent, doar aproximativ 15% dintre găgăuzi consideră că limba găgăuză este o prioritate pentru ei. Deci chiar și limba română stă mai bine, este pe locul 2 în rândul opțiunilor de a o învăța. După limba rusă. După limba rusă, bineînțeles, care păstrează încă un procent foarte și foarte înalt. Au trecut 30 de ani din momentul în care această palmă de pământ românesc dintre Prucii Nistru și-a declarat independența. Găgăuzii au obținut în 1994 autonomie. De ce până astăzi nu s-a produs această integrare organică a societății găgăuze în cadrul societății Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat în cei 22 de ani de aflare a Basarabiei în componența României regale? De ce atunci, timp de 22 de ani, s-a reușit, astăzi, timp de 32 de ani, acest lucru nu s-a reușit? Iar găgăuzii încă nu cunosc limba română, rămân în continuare atașați de lumea rusă. Da, crearea autonomiei găgăuzii în 1994 a fost prezentată și la acea perioadă și mai este prezentată și până în prezent ca un mare succes. Din păcate însă, eu nu cred că acesta este un mare succes. Un succes ar fi fost dacă astăzi 80% dintre găgăuzii ar fi știut limba găgăuză și dacă tot atâția ar fi știut limba română. Din păcate, cu toți am observat că, și putem să observăm până în prezent, că găgăuzia, la fel ca și Transnistria, a fost folosite și sunt folosite de Imperiul Rus, putem să-i spunem așa, ca o piatră legată la gâtul Republicii Moldova. Sunt niște pârghii foarte eficiente de a influența starea de lucruri de la Chișinău, niște instrumente de șantaj. Atunci când vorbim despre ce își doresc găgăuzii, trebuie să separăm, da, elitele de restul populației. Ce își dorește populația, ce ne dorim cu noi cu toții, da, să trăim mai bine, să progresăm, să viața noastră să se îmbunătățească. Elitele își doresc același lucru, doar că această apropiere de Rusia le oferă niște pârghii necesare pentru a menține controlul, o sperietură. Pentru a menține influența în regiune. Da, menține influența, a menține controlul asupra fluxului banilor. Dacă ne uităm și la mulți dintre lidere actuale, ei sunt bine mersi, au afaceri prin Europa, aduc marfă din România, copiilor, da, sunt în România sau unii dintre ei chiar mai trăiesc și vin din când în când să mai candidez la funcția de bașcan. În schimb, încearcă din răsputeri să mențină această zonă sub influența rusească. Având experiența perioadei țariste, a perioadei interbelice, a României regale și perioada sovietică, cum credeți dumneavoastră care ar fi mediul cel mai favorabil pentru dezvoltarea culturii găgăuze, pentru asigurarea unui trai mai bun pentru populația găgăuză și pentru toate minoritățile în general? Spațiul vestic, occidental, european sau spațiul estic, cel eurasiatic, coordonat de către Rusia imperială? Însuși motoul Uniunii Europene înseamnă unitate prin diversitate. Putem să ne uităm chiar și România, da? Nu trebuie să mergem foarte departe, care este foarte tolerantă cu minoritățile naționale și oferă o atenție deosebită
menținere a minorităților naționale. România este un model la acest capitol. Este un model și cred că în toată Uniunea Europeană minorității naționale din România se bucură de cele mai multe drepturi. Și haideți să ne uităm ce se întâmplă în Rusia. Da? O țară imensă unde trăiesc sute de popoare, sau poate chiar mii, da, n-avem de etnii, de popoare, și cum are loc zilnic un intens proces de asimilare, de rusificare, de deznaționalizare. Vedem chiar și în războiul din Ucraina, unde Rusia duce minorități din Siberia, acele popoare siberene care de multe ori nu știu unde au ajuns. Și acesta este un mod prin care are loc asimilarea și distrugerea unei etnii. Eu cred că aici nu există semne de întrebare. Unde? Eu cred că răspunsul este clar. În Occident, acolo unde se vor bucura de o atenție deosebită. Dar însuși, forma asta de guvernare, de autoguvernare pe care o au în prezent, le permite, le oferă toate aceste facilități. Doar să-și dorească ei să-și dezvolte propria cultură. Pentru că au votat o lege în 2018 cu privire la implementarea limbii gauze în școli, da? Și nimic nu s-a schimbat de atunci. Era o trecere, dorința de a trece treptat. La învățarea în limba găgăuză. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă și găgăuzii sunt folosiți de interesele imperiale ale Rusiei, lui Putin, și au fost folosiți și în alte perioade de Moscova. De Moscova, și sperăm din tot sufletul că lucrurile se vor schimba. Pentru că găgăuzii sunt cetățenii Republicii Moldova, au deja câteva generații. Noi trebuie nu să-i blamăm, dar să încercăm să-i ajutăm. Să-i ajutăm, să-i încurajăm. Și să-i susținem, iar acest lucru începe, bineînțeles, de la înțelege cine sunt ei și de ce au ajuns să gândească așa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie. Doamnelor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnire deja săptămâna viitoare, la aceeași oră. Până atunci, toate bune și un sfârșit de săptămână cât mai reușit alături de oamenii dragi.